preadolescența în emoții și relații, disciplina, consiliere și dezvoltare personală, o resursă pentru clasa a cincea. Bun găsit! Sonia și Toma ne-au povestit în resursa intitulată Cresc, mă transform, mai ales despre schimbările referitoare la înfățișarea lor și a prietenilor lor în perioada preadolescenței, Astăzi, cei doi preadolescenți sunt preocupați nu numai de schimbările prin care trece corpul lor, dar și emoțiile lor și modul în care relaționează cu ceilalți. Cel care a început să se dezvăluie a fost Toma. Am avut o discuție interesantă cu colegii mei despre inundațiile din lume în 2021. Milioane de oameni au rămas fără case în multe zone ale globului. Am fost foarte impresionat și m-am simțit trist. Colegii mei mi-au spus că cei care își arată emoțiile sunt niște fraieri. Ei spun că băieții ar trebui să fie puternici și să țină emoțiile în frâu. Sonia l-a liniștit bucuroasă. Și noi am vorbit despre emoțiile pe care le simt preadolescenții. Așa am aflat că în această perioadă pot să trăiești mai intens orice emoție. Faceți o pauză și reflectați. Tu cum crezi că ar trebui să-și manifeste băieții emoțiile? Simți că s-a schimbat ceva în această perioadă, în modul în care îți manifeste emoțiile? Și Sonia are preocupările ei legate de emoții, dar și de relații. Câteodată este ușor să-ți dai seama de ce trăiești anumite emoții. Alteori e mai complicat. Am fost măroconoasă toată seara, fără să-mi dau seama de ce. Abia azi am realizat că părinții mei erau preocupați de fratele meu, iar pe mine m-au ignorat complet. Prietele mele consideră că am făcut prea mare caz și că nu ar trebui să mă simt neimportantă. Toma a răspuns foarte hotărât. Și mie mi se mai întâmplă. Uneori este dificil să-mi dau seama de unde vin anumite emoții. Ce am învățat însă este că întotdeauna există un motiv pentru care te simți într-un anumit fel. Gândește-te! Tu crezi că există întotdeauna un motiv pentru emoțiile pe care le simți? De ce e important să știi care este acesta? Toma este frământat și de alte întrebări. Zilele trecute nu m-am simțit confortabil lângă câțiva colegi. Nu am fost de acord cu ceea ce făceau. Le-a spus să înceteze și m-am retras. Am plecat. Colegii mei m-au considerat lași că nu am participat la jocurile lor. Mi-au spus cât de distractiv a fost să arunce bulgări de zăpadă în trecători. Sonia a răspuns. Ai procedat foarte bine că le-ai spus că nu ești de acord cu ce fac și ai plecat, Toma. Eu cred că este foarte bine să judecăm singur fiecare lucru, fără să facem neapărat tot ce fac ceilalți. Gândește-te la tine. Tu cum iei deciziile în această perioadă? Faci întotdeauna ce fac și prietenii tăi? Povestind despre emoțiile și relațiile pe care le trăiesc în această perioadă, Sonia și Toma au formulat câteva concluzii. Emoțiile sunt reale, nu imaginare, și de multe ori le simți foarte puternic în corp. Întotdeauna există un motiv pentru modul în care te simți, chiar dacă nu ți-l explici întotdeauna, este util să-l descoperi. Ascultă-ți emoțiile atunci când iei decizii și judecă singur. Tu poți formula și alte concluzii despre emoții și relații în perioada preadolescenței? Verifică lista următoare despre modul în care se modifică emoțiile și relațiile în perioada preadolescenței. Scrie în caiete nunțurile. Adaugă bifă sau X în funcție de ce ți se potrivește. Uneori simt emoțiile la o intensitate mai mare ca de obicei. Câteodată mă simt singur, singură, emoție pe care nu am trăit-o în copilărie. Mă simt atras de fete, respectiv de băieți, altfel decât până acum. Mi-am făcut prieteni noi și nu mă mai înțeleg la fel de bine cu toți prietenii din copilărie. Îmi doresc să-mi petrec mai mult timp cu cei mai mari decât mine. Parcă nu mă mai înțeleg la fel de bine cu părinții. Uneori îmi doresc să fiu din ce în ce mai independent sau independentă. Acum înțelegi mai bine perioada preadolescenței. Și ai făcut pași pentru a te cunoaște mai bine.